Salutăm! Astăzi revin cu un nou videoclip din garaj. În videoclipul de astăzi vreau să vă prezint două tipuri de presă pentru comprimarea arcurilor. Le folosim când comprimăm arcurile, atât pentru schimbarea telescoapelor, cât și pentru schimbarea arcurilor. Primul tip, aici avem o presă de la Iato, care sunt foarte bune. Cutia a conținut două prese, ce pot să vă spun despre ele. Au cea mai mică deschidere îi dă 90 de milimetri, deci 9 cm, iar deschiderea maximă a lor este undeva la 200 de milimetri, adică 20 de centimetri. Axul este cu pas mărunt, diametrul lui. Haideți să ne uităm. Diametrul lui este în jur de 14. Este foarte ușor de folosit. Pentru a le strânge, folosim o tubulară de 21. Uitați aici. Pe care punem direct clichetul. Dacă e pe destrâns acum. Punem direct clichetul sau după nevoie prelungim. Cum avem nevoie. Uitați. Este ușor de manevrat. Le puteți comanda de pe EMAG. Eu am luat-o acum vreo an jumate. V-am zis, cutia a conținut cele două prese. Ce pot să vă mai spun? Tot timpul când le folosiți, ideal ca axul să îl degresăm, să lungem cu un spray, ceva, pentru că e forță foarte mare. Deci astea două de la Iato. Iar aici mai avem o presă tip vechi, cu care asta e mai, cum să zic, e mai universală. Agățăm. Ce îi de bine de știut la asta, îi să strângem cât de cât uniform, să nu strângem mai tare în partea stângă, să comprimăm arcul și să lăsăm partea dreaptă necomprimată. Deci strângem 3-4 filete într-o parte, 3-4-5 filete în cealaltă parte și o fixăm bine. Vedeți, are cum să o punem asta. Deci asta e mai, cum se zice, mai universală și mai sigură. E făcut dintr-un profil mai serios. La strângerea ei, normal ar trebui să fie cheie de 24. Asta e 23. Haideți să ne uităm pe aici. Dacă nu am jos în partea cealaltă. Nu văd aici să am 24. Ba, uitați. Noi 27. E cam mare. Haideți să vedem că am găsit. Da, asta este cheia ei. După cum vedeți, este o tubulară
E și mai lungă. Deci exact asta a fost cheia. Uitați cât e de lungă. Intră mult. Așa, aici iar același lucru. Folosim un clichet. Dacă nu avem spațiu, după caz, punem prelungitor. Uitați. Să strângem. Asta ne folosesc, e foarte utilă când avem de schimbat arcuri sau să schimbăm telescoapele, după cum știți, la unele modele, la unele trebuie să comprimăm arcurile. Cam acestea a fost prezentarea. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like, apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi videoclipuri și nu în ultimul rând, nu uitați să vă abonați. Vă mulțumim!